Nu mi-amintesc să fi fost așa de întuneric aici. Îmi trebuie câteva chestii și apoi măcar. Alo? Cred că am băut prea multă cafea. Ah, ajutor! Vampirul ăla e super scund. Și uite ce înalt e ăsta. Of, mereu scapă. Ah, vampir la pământ. Hei, îmi dai și mie? Bine. Chestia asta mă încurcă. Chiar mi-era sete. Văd. Dar tipii ăștia nu sunt singuri. Vampiri! Înfricoșător, nu? Ăla sigur e sânge. Mă duc. Mă apropii. Hei, știam eu. Sânge proaspăt și cald. Tocmai v-am prins. Am un singur lucru de făcut. Nu, te rog. Nu e sânge. E suc de rodie, vezi? Ce critic ești, muritorule. Te crezi fioros, nu? Eu... Uite-te la micuțul ăla. Ok, hai să mai încercăm o dată. E impenetrabilă. Mai am un singur țăruș. Oh, nu, nu eu. Chestia aia pare imensă de aici. Oh, frate, tipul ăla are o țintă bună. Oh, nu, ăla era ultimul. Dar eu abia încep. Nu cred. Ne mirosim mai târziu. Bun, intră. Următorul, haideți, mișcați-vă. Of, coada asta. Ține asta, o să-i sperii ca să trec în față. Serios? Pregătește-te să auzi niște țipete. Ce? Ce vampiraș drăguț! Vai, vreau să le iau în brațe! Dar eu suc sânge! Oamenii sunt răi! Sperie-i tu, hai! Îți arăt eu cum se face! Vă vreau sângele! Și locuri în primul rând la film! Nu ne face rău! Să mergem! A mers de minune! Sunteți așa drăgălași când vă e frică! Ah, ce de sânge! Nu te uita după ușa aia? De ce am ales să văd un film de groază? Nu așteptam pe nimeni. Ok, sunt înarmată și pregătită. O să agăț asta deasupra ușii. Vampirii nu au voie aici. Liniște, vrei să ne audă? Bun, nu-i atentă. Ia uite ce cărniță roz. Abia aștept să iau o gură. Sosesc! Așteaptă-mă! Usturoi! Hei, vii! Oh, ce-am scăpat! O să pățiți voi! Mai mult sânge pentru mine atunci! Habar n-are că sunt aici! Ha? Și mai mult usturoi? Scoate-mă de aici! Trucul ăla chiar merge! Trebuie să mai iau chestii de-astea! Au! Craniile astea de om chiar mușcă! Fii cu minte, domnule! Tu și obsesia ta pentru oameni! Eu sunt mai interesată de cumpărături! Oh, ăsta e perfect!
Și acum așteptăm! A sosit deja? Mă întorc imediat! Vin! O să fie super! E chiar mai mare decât mi-am imaginat! Ah, ce greu e! Ah, haide! Ok, aproape am ajuns! Ia uite-te la chestia asta! Are și pânze de păianjen! Zici că e ziua mea! Ce crezi că e înăuntru? Hai să aflăm! Oh, ce spațios e! E și căptușit cu mătase de calitatea întâi! E ceva! Wow! Crezi că am și eu loc acolo? Te rog! Oh, băiețel scump! Pot să intri o secundă? Wow! E așa drăguț și sumbru aici! Copacii sunt morți, ca mine! Locul ăsta e incredibil! N-am mai fost la o petrecere de 1000 de ani! Dar încă știu mișcările! Să intrăm! Verificarea înălțimii! Frumoasă și înaltă, vezi? Merge! Distracție plăcută! E rândul tău, micuțule! Sunt cu ea! Nu! Treci la măsurătoare! Nu se poate să fiu așa scund! Și? Nu! Prea scund! Nu se poate! Pleacă! Nu mă lasă să intru? Atunci o să rezolv eu problema! Asta ar trebui să mă facă suficient de înalt! O să rulez șoseta asta și o să mă totolesc așa. Ar trebui să adauge un pic de înălțime. Tare! Da, pare ok! E timpul să încercăm iar. Cât de înalt sunt acum, a? Da, știam eu că o să meargă. Să înceapă petrecerea! A fost cam ciudată treaba. Ce e asta? O petrecere de Halloween? Ne apropiem deja de Halloween? Oh, nici măcar nu mi-am pregătit un costum. Acum clar nu o să mai uit de Halloween. Ce oribil! Abia luasem 2 guri. Dar nu e o idee rea deloc. Pentru a crea acest costum, folosește un creion de machiaj alb și desenează așa cu el. Colorează zona cu o vopsea pentru corp într-o nuanță intensă. Ai grijă! Acum adaugă niște pudră translucidă peste culoare. Pe urmă, conturează liniile trasate cu maro. După care,
Trasează câteva accente cu alb. Apoi, conturează-ți pleoapa. Acum, e timpul pentru niște bomboane colorate. Lipește-le cu ajutorul unei pensete. Pune-le la întâmplare ca să arate realist. Super! Acum ia un cornet de înghețată și pune-l pe cap. Fixează-l cu ajutorul părului și prinde-l cu niște agrafe. Și gata! Sunt o înghețată personificată! Sunt gata de petrecere! Wow! Arăți super! Mi-a venit brusc ideea asta! Ce bine dorm! Sau dormeam, mai bine zis? Ok, trebuie să mă trezesc! O să fie o zi grozavă! Kylie? Așa! E o nouă zi! Nu pot începe rutina fără să mă spăl pe dinți! Deja mă simt mai bine! Colții mei au nevoie de un pic de atenție! Pielea gâtului e mai groasă decât crede lumea! Ne vedem mai încolo, puiule! Zi frumoasă! Sper să ai parte de un întuneric pătrunzător, dragă! Mami te iubește! Și poc! Vedem cum arată ziua unei fete obișnuite și ziua unui vampir amator de sânge! Chiar trebuie să-mi fac ordine în vestiar cândva! Kevin, nu trebuia să te deranjezi! Nu m-am deranjat, dă-le drumul! Sunt frumoase! Ups! Cum te ești atât de puternică? Nu mai contează, trebuie să plec! Kevin? Bună, Jasmine! Astea sunt pentru tine! Ce dulce ești! Pot să te conduc în clasă? Oricum nu-mi plăceau florile alea! Stai, mi-a venit o idee! O să le arăt eu lor! Am nevoie de batonul ăsta de lipici! O să mi-l aplic pe sprâncene! E ca și cum ai folosi un creion de sprâncene, doar că mai lipicios. Ok, ajunge. Acum am nevoie de paleta asta de machiaj. O să-mi aplic machiajul pe deasupra lipiciului. Vreau să acopăr totul. Fix cum îmi doream! Acum o să-mi aplic machiaj alb pe obraji. Burețelul ăsta de machiaj îți asigură o aplicare uniformă. Trebuie doar să-l tapotez. Apoi o să fac la fel și pe frunte. Și pe gât și piept. Cred că ajunge. Acum am nevoie de un fond de ten mai închis. E ca o conturare! O să fie în contrast cu machiajul alb. Arată bine! Acum e timpul pentru un pic de gri. O să-l adaug în aceleași zone în care am aplicat fondul de ten mai închis. O să fac niște umbre, dar n-am terminat! Albastrul ăsta e perfect pentru zona din jurul ochilor. O să urmez curba naturală și o să desenez o linie subțire. Uite așa! O să aplic fard negru pe pleoapele inferioare. Sunt aproape gata! A mai rămas un singur aspect. Florile lui Kevin! O să presez ușor floarea ca să separ petalele. Acum pot să o pictez. O să aplic vopsea albastră la baza petalei. Apoi o iau în sus. După ce s-a uscat, o să adaug și vopsea neagră. Nu o să merg atât de sus de data asta. Apoi am nevoie de vopsea albă. Ea se aplică pe capete. Ce frumos arată! Acum trebuie să-mi o pun pe față. O să o așez și apoi o apăs cu grijă pe tenul meu. Mai am nevoie de câteva. Mai lipsesc retușurile finale. Niște sânge fals. O să folosesc o pipetă ca să-l fac să-mi curgă din ochi. Impresionant, nu? Sper să-i placă lui Kevin. Și după i-am zis, încetează, Cheryl. A fost atât de amuzant. Kevin? Cine-i aia? Despre ce vorbești? Bună, Kevin, te căutam. De ce ai plecat? Suntem meniți să fim împreună, pentru totdeauna. Nu te apropia! Vorbesc serios! Aoleu!
Oh, Kevin, nu fi așa, ce prostuți ești! Lasă-mă în pace! Ia-o pe Jasmine în schimb! Fă ceva, Jasmine! Îmi place rochia ta și machiajul tău. Mersi, mi l-am făcut singură. Vrei să mai stăm de vorbă? Da, hai să plecăm de aici. E atât de imatur. Iu, a fost cât pe ce? Adică nu m-am speriat. Stai! Ce s-a auzit? E cineva în spatele meu, nu-i așa? Bună, Kevin! Hei, ce e ăla? Ah, tu ești Kylie! Avem de dat un test, vezi? Bine că sunt pregătită! E drăguță, nu-i așa? Nu mi se pare. Aoleu, ce de întrebări! Am nevoie de ceva de scris. Pot să folosesc ceva clasic, o pană? Mersi! Dar tot nu știu răspunsurile. Claire sigur le știe. Da, așa. Nu mai pot de foame. Vreau o pizza. Singura mea dragoste pe lumea asta. Pizza? Nu mă ajută deloc. Leo trebuie să știe răspunsurile. Ce miroase așa urât? Îmi cam place. O să ignor asta. Ce miros tare! Hei, Lexi învață mereu! Transmitem răspunsurile, colega! Bun, o să copiez tot ce scrie pe foaie. Lexi, perfect! Testul ăsta nu e greu deloc, știu toate răspunsurile. Și eu la fel, mersi mult! Ce rost mai are să învăț, nu? Întrebarea cu numărul 8? Gata! Nu uita de ultima! Oare ce face Joey? Ah, Joey! Stai! Mie nu-mi place de Joey! Putem să revenim la test? Am nevoie de răspunsul la 5-a întrebare! Gata! Fetelor, vă credeți șmechere? Explicați-mi asta! Ce proastă sunt! Nu e vina mea! Nu mai tipați, vă rog! Hei, știu cum să opresc? Da, am nevoie de acces în mintea ta! Vrei să le dai nota maximă? Da, nota maximă! Bravo, fetelor! Sunt foarte mândră de voi! Așa mai vii de acasă? Părinții noștri vor fi atât de mândri! Ești gata? Ok! Ne dați ori nu ne dați? Costumele voastre n-ar trebui să fie înfricoșătoare? Și ăsta? Luați niște dulciuri, dragilor! Dar să nu vă mai văd pe aici! Mulțumim pentru dulciuri! N-a fost deloc de treabă! Ah! Wow! L-am prins! Ajutor! Ce-ai pățit? Ce discuție interesantă! Hei! Discutam despre ceva. Care-i faza? Pardon? Ce deranjați sunt! Dar sigur o să le placă sabia mea laser. Atenție la forță, oameni buni! Sau nu? De ce nu vrea nimeni să stea de vorbă cu mine? Hei, știu! Folosește puțin fondant. Și fă o biluță din el. Apoi bagă-l într-o tăviță de cuburi de gheață.
umple biluța cu tăvițe identice. Lasă tăvița deoparte și ia niște gelatină. Toarnă niște apă deasupra. Fă la fel și cu un alt bol. Adaugă puțin colorant deasupra și amestecă bine. Și apoi bagă-le la cuptorul cu microunde. Lasă-le timp de un minut. Acum trecem la pasul următor. Mai ții minte tăvița pentru cuburi de gheață? Presară câteva picături din amestecul albastru. Da, în fiecare gaură. Apoi, ia gelatina albă. Și toarnă deasupra, acoperind tot. Pune capacul peste formă și dă-o la congelator. Când sunt gata, vor arăta așa. Vezi? Vrei să faci senzație la petrecere? Ah, cine vrea un ochi? Mi se pare o idee bună! Ups! Mi-a căzut iar un ochi! Mă doare! Ah, ți-a căzut în pahar, frate! Îmi vine să vomit! Oh! Gata! Glumesc! De ce ai face așa ceva? Știu că e Halloween-ul, dar tot e grețos! Ah, ce plictisitoare e istoria! Salvați de clopoțel! Ne vedem mai încolo! Mandy, stai! Te-ai așezat în guma de mestecat! Serios? Ce grețos! De ce mă urește guma de mestecat așa mult? Ha? De fapt, am o idee genială! Da? Da! Sunt gata de transformare! Deslipește hârtia de pe sticker și lipește-l pe spatele rochiei. Perfect! Acum ia o bucată mai mică și tai-o pentru a crea litera G. Deslipește-i spatele și lipește-o pe material. Acum scrie gumă de mestecat. Ce e guma de mestecat fără baloane? Lipește câteva aici sus și câteva jos. Ești gata să vezi ținuta asta transformată? Sigur o să atrag toate privirile.
Wow! Deci, Alex, ce părere ai? Arată delicios! Incredibil! Distracție plăcută de Halloween! Trebuie să împilesc nițel unghiile! Și acum e momentul pentru o farsă grozavă! Hei, uite-te la unghiile mele de la picioare! Ah, se pare că am prea multe degete! Ar trebui să rezolv asta! Oh, nu! Ce faci? Ăla-i degetul tău! Ia-l de lângă mine! Ha! A mers de minune! S-a pierdut de tot cu firea! Stai pe loc! Oprește-te! Domnule, înaintează, te rog! Brr. Nu mă impresionează! Poți intra! Of, nu pot să cred că l-a lăsat pe unicornul ăla să intre, dar pe mine nu! Stai! Ea e o asistentă? Ah, înțeleg! Trebuie să mă schimb! E timpul pentru un machiaj! O să încep cu negrul ăsta și cu o pensulă! E atât de întunecat! O să mi-l dau pe pleoape! Vreau să fiu sigură că le acoper bine de tot! Ok, cred că ajunge. Următorii pași. O să folosesc creionul ăsta de ochi roșu și o să-mi conturez pleoapa inferioară cu el. Nu trebuie să fie prea mult, doar un strop. Și acum, mai mult negru pe pleoapa mea inferioară. Negrul necesită un pic de efort ca să-l faci suficient de intens. Și acum, trebuie să mă ocup de gură. O să desenez un cerc în jurul buzelor mele. Și acum, o să-mi moi șervețelul ăsta în niște lipici pentru corp. Ok, cred că ajunge. O să lipesc chiar aici pe bărbia mea. Mă asigur că o să stea fix. Acum îmi trebuie mai mult și o să-l pun de-a lungul liniei desenate și pe deasupra buzelor mele. Trebuie să termin restul cercului. Așa, începe să se usuce. Și acum o să umplu spațiul cu mai mult negru, la fel și buzele, tot ce este în interiorul șervețelelor. Gata, totul e negru acum. Și acum niște dinți falși. I-am făcut luând unghii false și decupându-le forma potrivită. Ascuțiți și țuguiați. O să-i pun pe șervețel. Sus și jos, drept ambele seturi de dinți. O să iasă așa de bine, sunt sigură! E timpul pentru mai mult machiaj. Acum îmi trebuie un fond de ten care se potrivește cu nuanța pielii mele. Vreau să mă asigur că șervețelul s-a contopit frumos cu tenul. Și acum o să pun niște sânge fals pe dinții falși. Trebuie să mă asigur că fac asta și cu dinții de jos. Arată atât de bine! O să mai adaug niște sânge fals prin tamponarea acestui burețel. Cred că o să semene puțin cu sângele pulverizat. Doar câteva tamponări pe aici cred că ajung. Ok, acum o să mai adaug niște dâre de sânge fals. O să desenez niște dâre pe gât, dar o să-l las să se scurgă și singur. Da, în sfârșit am terminat! Look-ul meu înfricoșător e gata! Îmi pun un costum amuzant și o să fiu bestială! Uite paznicul ăla care nu m-a lăsat să intru mai devreme! Ha? Cine-i acolo? E timpul să intru în club! Ce? Un alt costum de asistentă? Serios? De fapt, sunt mai mult decât o asistentă! Oh, Doamne, ce fricoșător! Am șters-o de aici! Nu mă plătesc destul pentru asta! Pe curând, o să intru singură! Cântecul ăsta e grozav, nu-i așa? Hei, ți-am adus o băutură! Ce naiba? S-a băgat așa! Nu pot să cred că mi l-a suflat pe tipul ăla! Îi aduce o băutură! Of! Ia uite ce caracatițe! Da, cred că trebuie să fac ceva în privința asta! Ok, îmi trebuie niște pastă modelatoare pentru machiaj. O să o aplatizez și apoi o să-mi o înfășor pe deget. O să o presez și o să-i fac un vârf. Iar apoi o să o nivelez. Ok, arată destul de bine. Acum trebuie să adaug cerculețele astea. O să le pun pe toată lungimea. Suficient! Și acum un pic de culoare. O să folosesc o pensulă ca să-i dau culoarea asta movulie. Ca să pară că se potrivește cu nuanța pielii mele. Arată grozav! O să o fac pentru toate degetele mele. Da, e uimitor! Bun, e timpul să-mi pun planul în acțiune. Acolo sunt, încă se simt bine, cred. Ah, se pare că el pleacă. Acum e șansa mea. O să-i dau o lecție.
Cucubau! Ha? Ha? Ah! Mâini de monstru! Mâini de monstru! Ha? Unde a dispărut? A trebuit să plece, dar pot să-l iau eu! Unde-o fi ea? Sunt așa entuziasmat de petrecerea asta de Halloween! Nu vrei să intri? Încă mai aștept pe cineva! Hai, frate, costumul lui de biscuit e așa distractiv! Hei, scuze că am întârziat! Cu ce ești îmbrăcată? Of! În sfârșit, cred că putem intra! Stați așa! Tu poți intra, dar ea nu! Scuze, scumpo! Ce? M-a abandonat! Și acum îmi curge și machiajul! Trebuie să fac ceva în privința asta! O să-mi șterg tot machiajul! O să-mi pun șervețelul ăsta pe obraz și apoi o să-l umezesc! Așa, acum o să se lipească singur! Trebuie să mă asigur că devine tot ud! Ok, iar acum o să fac o ruptură fix de sub ochiul meu în jos! Și apoi o să îndoi nițel marginile! Așa, cred că e bine! Acum o să folosesc niște lipici pentru machiaj. O să-l tamponez pe margini și pe șervețel. Și un pic pe pielea mea. Ok, cred că ajunge. Acum o să-l usuc cu un uscător de păr. Călduț! Ok, s-a uscat acum. Urmează machiajul. Vreau să folosesc un fond de ten potrivit cu nuanța pielii mele, pentru că vreau să ascund șervețelul, evident, ca să arate ca pielea mea obișnuită. E nevoie de un pic de muncă, dar merită. Mai ales pentru că vreau să pară cât se poate de real. Ok, și acum niște pudră de fixare. Uite cum sare peste tot, o ador! Acum o să o aplic peste fondul de ten. Arată atât de bine! Acum o să adaug niște sânge fals. O să-l pun în triunghiul pe care l-am creat. O să-l tamponez până pe margini. Ah, ce cool! Acum o să tamponez cu un burățel. Gata! O parte a feței mele e normală, iar altă parte e super înfricoșătoare. Lentila de contact înfiorătoare ajută mult lucrul ăsta. Nu o să mă mai abandoneze nimeni acum! Oh, Doamne! Oh, m-ai speriat! Ești liberă să intri! În sfârșit! Am reușit să intru la petrecerea de Halloween! Oh, wow! Uită-te la ea! Hei! A reușit să intre! Hei! Niciun hei! Pa, pa! Să vedem! Ce-i asta? O petrecere de Halloween azi? Dar nu am un costum! Trebuie să mă îngrăbesc să încropesc ceva! Aș putea să folosesc ceva de aici? Of, nimic! Ce mă fac acum? Au, piciorul meu! Ce naiba? Sunt piese de Lego pe toată podeaua! Ai făcut așa o mizerie! Of, asta e ultima chestie de care aveam nevoie acum! De fapt, cred că problema mea e și soluția mea! O să vărs celelalte piese de Lego! Ce? Nu! Asta e! Îmi trebuie găleata! Ok, o să folosesc cuțitul ăsta ca să decupez niște cercuri din găleata asta. Și apoi o să pun cercul ăsta din spumă deasupra. Și o să mai pun un cerc mic galben din spumă peste. Și apoi o altă bandă galbenă pe exterior. Ok, acum o să-l lipesc deasupra găleții. Un pic de bandă adezivă cred că ajunge. Grozav! Să-mi scot carioca permanentă. E timpul să desenăm. Cred că găleata asta are nevoie de niște sprâncene. Și, desigur, de niște gene, o gură și un ruj. Wow! Ce costum uimitor de Lego! Costumul meu are un mare succes! Inspirați adânc și apoi expirați!
Ok, încearcă să te calmezi. Respirații rare, egale. Ah, da, pot să fac asta. Ups! Ce miroase așa? Oh, Doamne! Stai să te răcoresc eu. Poate că ar trebui să plecăm. Ce s-a întâmplat aici? Ok, hai să alegem un nume în același timp. L-am ales pe al meu, Vicky. Nea, Sofia e o alegere mai bună. Nu, Vicky. Sofia? E Vicky. Sofia. Am zis Vicky. Au! Deci, Vicky, da? Sigur, Vicky. Stai să le amestec puțin. Acum o să le împrăști. Ok, e gata. Ia un loc. Aici sunt numele. Ok, ce zici de Bella? Lana e o alegere mai bună. Ce? Clar, Bella e o alegere mai bună. Hai mă, Bella înseamnă frumoasă. Îmi pun piciorul în prag. Ah, da? Ce zici de asta? O să iau eu asta. Poftim! Salutare, doamnă! Sunteți gata? V-ați pus ochelarii? Așa! Ura! Lana! Sunt total de acord! Bună! Ia un loc! Scuze, crezi că poți mări temperatura? Poftim, domnișoară! Bună! Abia aștept să mă așez! Wow! E așa cald aici! Domnule, poți să faci mai răcoare aici? Absolut! Nu-i nicio problemă! Nu! E prea frig! Pot să modific iar? Mult mai bine! Oh, sunt așa transpirată! Mai cald! Nu! Mai frig! Mai cald! Nu! Mai frig! Ah. Am șters-o de aici! Wow! Ce melodramatic! Wow! Ce bine m-am odihnit! Să vedem ce aș putea mânca! Oh! Resturi! Mereu sunt cele mai bune! O să bag nițel la microunde! Acum trebuie să aștept! Ha? Nu merge cuptorul cu microunde? Haide, mergi! Of, ce dezamăgire! Pizza asta e bocnă! Nu s-a încălzit deloc! Nu se poate! E prea rece ca să fie mâncată! Ce-ar fi dacă... Așa! Respirația de foc a venit în ajutor! E așa de bună! Fix ce voiam! Ți-e foame, bebelușule? Și mie! Găsesc eu ceva să mâncăm! Oh, ce zici de niște iaurt cu căpșune? O să fie gustos! Ok, unde mi-e lingura? Ce iaurt bun! Dar nu e tocmai ce voiam! Oh, înghețata e ce vreau cu adevărat! Hai să răcim nițel iaurtul ăsta! Da, acum am o înghețată pe băț din iaurt congelat! Bun, e mult mai gustos acum! Delicios! Vai, aproape că am ratat curba aia! Hei, am nevoie de părerea ta! Rochia asta din dantelă sau asta cu merigoi? Iubire, îți dai și tu cu părerea, te rog? Oh, nu! Nu mă ignori tu pe mine! Ah! Controllerul e așa fierbinte! Îmi arde mâinile! Ești pregătit acum? Care rochie? Mersi, ești așa dulce! Vai, mersi, și tu ești? Ok, mă duc să mă schimb. Ah, mă încălzești așa tare!
Bună, iubire! Ah, bună! Cum a fost ziua ta? Mi-a fost dor de tine. Oh, da, n-a fost rea. Eh, e bine. Frate, picioarele mele sunt dureroase și obosite. Ah, păi, ține-le ridicate. Mi le masezi tu? Te rog? Serios? Dar chiar mi-ar prinde bine un masaj. Stai puțin, am o idee. Hei, lasă telefonul ăla, mă dor picioarele. Am nevoie să mi le masezi. Ah, e mult mai bine. Ah, e fix ce-mi trebuia. Oh, Doamne! Cred că e momentul! Urgență! E urgență! Ups! Stai puțin! Mă întorc imediat! Oh, nu! Sunt singură! Ok, m-am întors! Și sunt pregătită? Hai să te răcorim! Ce bebeluși drăgălași! Ah! Aoleu! Poftim, bebelușul tău! Oh, Doamne, ești fix ca mămica ta! Vine bebelușul! Ok, se pare că e timpul! Stai să consult bebelușul! Ha, ce ciudat! Ok, da, clar e momentul. Ascultă-mă acum. Respira adânc. Inspiră și apoi expiră. Ce s-a întâmplat? Ah, scuze. Stai liniștită, te dezgheț eu. Cred că o să meargă. Iu, am mers. Ți-ai revenit. Uf, putem să continuăm? A, da, desigur, amintește-ți de respirația ta. Așa, un bebeluș frumos. Poftim. Bebelușul meu frumos. Dacă ești bogată, să fii însărcinată poate fi super distractiv. Totul e doar un mare joc. Ia uite ce de bani! Ce se întâmplă acolo? Arăt fabulos, nu-i așa? Uită-te și tu! E rândul meu! Stai! Chestiile astea nu sunt bani! Ce? Frate, mi-au dispărut lucrurile! Să fii săracă, e nașpa! Se pare că o să mă mulțumesc cu astea! Cât de nedrept! Nu-i așa că e adorabilă camera asta copilului? Dragă! Am luat căruciorul din aur, scumpo! Așa cum îți doreai! Ah! Stai! Nu împingi tu căruciorul, dragă! Șoferul! Tare! O să ne distrăm! Spune-mi! Mersi, iubire! Aveți nevoie de o plimbare? Repetiția este mama învățăturii! Intră acolo! Hai să mergem să luăm înghețată! Uite! Un cărucior din aur! N-am mai văzut așa ceva până acum! Eu nu am nici măcar unul obișnuit! Un bidon de apă! E timpul să devin creativă! Doar se spune că nevoia te învață! Nu-i așa că e drăguț? E timpul să-l testăm, nițel! Intră acolo, micuță! Să stai la căldurică! Oh, sunt așa entuziasmată! Bună, te pot ajuta cu ceva? Hainele astea sunt toate superbe! Atât de mulți clipici! Wow! Chiar e frumușică?
cred că am găsit câștigătoarea! Sau asta? Oh, brusc, mă simt cam amețită! Oh, ce bine! Un scaun mare și comod! Să-mi odihnesc picioarele! Zici că e sauna aici? Huh? Ah, ai un bufeu, domnișoară? Aerul ăsta ar putea fi mai rece! Ai mare dreptate! Mă simt un pic mai bine! Asta plus tot ce ai! Ok! Asta e tot ce avem! Te mai pot ajuta și cu altceva? Uf, asta e tot! Ăștia ar trebui să fie suficienți! Ce de bani! Bun, e timpul să plecăm! Pa! Wow! Ce dimineață frumoasă! Ah! Nu pot să cred că am făcut asta! S-a zis cu micul dejun! Eh, asta clar nu merge! Să mă ajute cineva! Ah! Haide, măi! Mă încape! Eh, oarecum! Magazinul ăsta are așa de multe chestii! Cauți niște haine, nu? Ce zici de asta? Clar! 20 de lei? Nu cred! Încearcă secțiunea de reduceri! Sună bine! Wow! Chiar merită să sparg 5 lei aici? Sunt o mămică bogată! Ce palpitant! Ups! Nu te-am văzut acolo? Păzea lume că vin! Pe curând! Restaurantul ăsta e frumos! E cineva treaz aici? Antreuri, domnișoară? Doar ce e mai bun pentru tine! Îți face ceva cu ochiul? Le iau pe toate, mersi! Arată grozav! Are un gust ok! Eh, nu iubesc legumele! Asta e mai pe gustul meu! Un ursuleț gumat! Wow, a fost delicios! Ai sunat? Presupun că e timpul pentru felul principal? Strânge-le pe toate! Am înțeles! Wow, ce risipă! Și e și cel mai bun preparat al nostru! Bun! Prânzul e oficial servit! Arată bine, nu-i așa? Nu mai e sare? Ar trebui să fie ok! E bun! Chiar mi-e foame! A fost la fix! E timpul să spăl vasele! Aș mai mânca nițel! Hei! Nu se uită nimeni! Gata! Și acum nu mai trebuie să le spăl! Ne vedem data viitoare! Sunt atât de eficientă! Of, nimic nou! Oare ce-o fi la TV? Ia uite pe tipa aia! Mulțumesc, mulțumesc! Wow, mi-a venit o idee! Ahem. Alo? Da, chiar acum! De ce să te uiți la TV când poți avea un concert live în sufrageria ta? Moare dacă e și ea mai plină de viață? Nu, e mult mai plictisitor decât mă așteptam eu. Bine, Duduie, am ascultat destul. Uf! Fie! E mai bine?
cât tupeu! Următorul! Ia uite-i pe tipii ăștia! Cred că pot cânta destul de bine! Dar am ascultat destul! Ok! Ok, continuați! Ce casă frumoasă ai! E timpul să facem lată! Nu urăsc muzica asta! Are un ritm bun! Da, chiar merge! Ia toți banii, îi meriți! Woohoo! Bani pentru toată lumea! A fost grozav! Cred că i-a plăcut și bebelușului! Frate, ador cântecul ăsta! Îl auzi și tu, micuțule? Știu ce te-ar ajuta! Nu merge! Of, vreau ca bebelușul să audă muzica! Astea sunt singurele mele căști! Nu! Acum nu mai am cum să ascult! Asta dacă nu? Știu! Am nevoie de ăsta? Și de astea! Sper să-i placă bebelușului vocea mea! Cred că-i place! Ce sesiune de cumpărături epuizantă! Iu! N-a fost atât de rău! TV, o să fiu în bucătărie! E timpul să-mi scot cumpărăturile! Mor de drag! Sunt atât de mici! Și aici? Nu o să-i poarte pe ăștia deocamdată! Ia uite-i pe ăștia! Cei mai mititei pantofiori! Hei! Pe ăia nu-i aveau în mall! Sunt mult mai drăguți ca ăștia! Oh, scumpule! Ce mai acum? Îmi trebuie pantofiorii ăia de bebeluș! Ha? Sunt destul de drăguți! Mă rog, ia ce vrei! O să iau o pereche! Ești fericită? Da! Super fericită! Putem să încheiem cumpărăturile acum? I-ai luat! Vezi? Wow! Ce de chestii drăguțe sunt aici! Și uite ce mici sunt! Acolo scrie 800 de lei! Pentru ăștia? Uf! Ăștia sunt drăguți! Și mult mai accesibili! Îi iau pe ăștia, te rog! Ok! 16 lei, te rog! Nicio problemă! Sau poate că e una? Am doar 8! Nu-mi permit nimic! Dar pantofiorii ei? Ce zici? Cred că ar merge! Ce femeie ciudată! Cândva, probabil că va trebui să-ți faci un test de sarcină. Însă nu toate femeile reacționează la fel, chiar dacă au același rezultat. Dar țipatul este un efect secundar comun. Uneori totul se rezumă la însărcinata bună versus însărcinata rea. Două doamne însărcinate cu poftă mare de mâncare. Arată grozav! Bebelușul poftește la roșii. Ce bun! Nu știu ce să zic de asta. Atâta timp cât e suficient de dulce. Nu, e scârboasă. Ia chestia asta de aici. Îmi pare așa rău. Of! Cine a comandat chestia aia? Așa mai merge. Stai! Vino aici. Am zis maioneză, muștar, salată, castraveți murați.
Ok, un minut. Cred că o să-ți fie utile astea. Vrei să fie dulce și savuros? Dorința ta e porunca mea. O să mă asigur că pun multă. Gata! Și acum frișca! Presupun că vrei multă, nu? O, da, așa! Nu arată deloc rău! Să nu uităm de bombonele, corect? Gata! Poftă mare! Fata aia m-a înțeles total! Salutare, carbohidrați! Acum intrați în burta mea urgent! Dar nu fără un pic de carne! Zici că e ziua mea! Mmm, ce bun! O, da, e perfect! Nu cred că am fost vreodată așa fericită! Ador să fiu însărcinată! Tu nu, Bella? Cred că mi-a pierit pofta de mâncare! Frate, locul ăsta e o adevărată cocină! De parcă aș avea nevoie să fac curat! O să fie dificil! Oh, poate din unghiul ăsta? Oh. Bella, am venit! Am făcut curat pentru tine, scumpule! Piu! Nu mai spune nimic! Știu că ai avut o zi lungă! Așa mult stres! Relaxează-te și savurează o cafeluță! Unghiile astea! Am cea mai tare soțioară din lume! Suntem echipa perfectă! Of, mor de foame! Ups! Nu vreau să mănânc chestia aia! Nici măcar nu mă pot apleca să o iau! Frate! Iubire? Care-i treaba? Mi-a scăpat un chips! Și niște șosete! Of, bine! Vesele-i pe toate, scumpule! Chiar că e un dezastru pe aici! Hei, aș putea să mă obișnuiesc cu asta! Continuă! Sarcina e dificilă, pentru mamă și pentru tată! Eh, vorbește în numele tău! Slavă Domnului, un loc liber! Ah, ești ok, bebelușule? Ah? Vai! Pot? Poate o să miște pentru tine! Wow, crește, nu? Ce magic! Oh, wow! Te super dacă... Mersi! Salutare, bebelușule! Hei, cu cât mai mulți, cu atât mai bine! Atâta timp cât stau jos! O să-mi fie dor să-mi folosesc degetele? Ba bine că nu! Să vă învățați minte să nu mai atingeți burta unei femei însărcinate! Măcar să cereți voi întâi! Prea speriată! Nu mai vrei să o atingi? Vrei tu? Aoleu! Spune-mi în față! Fugi! Oh, ciudați! Și acum banca e doar a mea! O, da! Doar tu și cu mine, puiule! Fără mâini în plus! Deci asta mănâncă bebelușii? Fascinant! Pot să-mi fac propria mâncare de bebeluși! Slavă Domnului că am toate instrumentele! Cred că merge! Sper să-i placă bebelușului bananele! Doar câteva grame! Nu prea mult! Am nimerit-o! Apa trebuie să fie perfectă! Și? Da, este! Și acum, adevărata magie! Până acum e bine! Acum să agităm chestia asta! Pare ok! Mereu trebuie testat întâi! Ah, miroasea dulce! Mmm, chestia aia nu e rea! Îți place, bebelușo? Vai, ce drăguț! Zici că sunt o expertă în bebeluși! Hă? Bebelușii mănâncă ce? E incredibil, nu? Dar trebuie să-l pregătesc singură?
Nu poate fi așa greu, nu? Ups! N-a văzut nimeni asta? Noroc că blatul e curat! Ah, ce urmează? Un pic de apă? Oare o fi bună? Trebuie să amestec nițel! Uh, scârbos! Doamne, îți place, bebelușo? Vai, pare super nervoasă! Nu te pun să mănânci aia! Ne plac hot dogii totuși! Și clar știu cum să-i fac! Intrați în sticlă! E o combinație bună? Ah, bunătate dulce sărată! Sper că bebelușilor le plac caperele! Meh, mai pun nițel! Dar aproape că uitasem cea mai tare parte! Un suc bun rece! Bebelușii pot să bea cola, nu? Ce idee bună! Nu prea mult aici! Ce delicios! Cina e gata, micuțo! Ce culoare interesantă! Oh, îți place aia? O să mă descurc bestial la mămicii asta! Ah, puiule, plângi, plângi, plângi! Mâncarea mea! A? Vai, e aici, scumpo? Ce rapid a fost! Abia aștept! Sper să fie totul aici! Oh, e mortal, nu? E așa drăguț și micuț! Deja l-ador! Oh, da, clar îl păstrez! O altă piesă de adăugat în șifonierul care crește! Chiar crește! Ce drăguț! Garderoba e aproape completă! Mult mai bine! Bun, s-o facem! E timpul să-i fac bebelușului meu niște haine! Am încredere în ochii mei? Să zicem! O să conturez salopeta! Vai, mici găuri pentru brațe! Și acum partea distractivă! Sac-pac! Vezi? Nu-i prea greu! Colț idiot! Așa! Ah, nu-i bine! Dar contează doar piesa asta! Capsatorul repar orice! Cui trebuie o mașină de cusut, nu? Gata! Vai, uite ce micuț e! Și e dimensiunea potrivită! Tu ce stil de sarcină crezi că ai avea? Poate ceva între cele două? Spune-ne și nouă! Te-ai uitat deja? Abonează-te la canalul nostru ca să nu ratezi niciodată distracția!